Hristos a înviat, în primul rând. Vă spunem bun găsit la o nouă ședință a Consiliului Local. Cu precizarea că ședința este statutară, domnul consilier Cușanu și a anunțat o întârziere și a precizat că încearcă să ajungă la ședință. Hotărârile adoptate în luna trecută au fost validate de către instituția prefectului. Aveți la dispoziție procesul verbal. Dacă sunt completări, modificări, da? Da. Sunt până atunci la vot. Cine este pentru? Unanimitate. La ședință participă în formula consacrată deja domnul primar, domnul viceprimar, șefii serviciilor și societăților din Suburea Consiliului Local, mass media. Cu precizarea că față de ordinea de zi, așa cum ați observat și în cadrul ședințelor pe comisii, am mai survenit un punct. Dau cuvântul domnului președinte pentru a prezenta ordinea de zi. Vă mulțumesc! Bună ziua, Hristos a înviat, bine ați venit, bine ne-a regăsit. Declarăm ședința noastră deschisă de astăzi, având următoarea ordine de zi. Deci se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Municipiului Voastrui pentru data de 28.04.2014 în sala de ședințe în sediul primăriei Voastrui. Cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rechizitării bugetului local al Municipiului Voastrui, etapa aprilie. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând asociațiile și fundațiile selecționate în vederea acordării de subvenții în anul 2011 din bugetul local al Municipiului Voastrui, în conformitate cu prevederile legii 34/1998. 3. Proiecte de hotărâre privind aprobarea concesionării unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Voastrui. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea testării în domeniul privat a unor tereneri în vederea concesionării sau vânzării. Precizez că punctul 5 este amânat, se referea la un proiect de hotărâre privind aprobarea unor schimb de terenuri. O să intrăm în amănunte pe parcursul ședinței. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei vânzări unei suprafețe teren de 591 metri pătrați aparținând domeniului privat al Municipiului Vaslui, situat în strada Alexandru Vlahuță. Și a intervenit un punct numărul 7, să-i spunem, suplimentar, care se referă privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și după caz a casării unor mijloace fixe. Deci aici este vorba de aplicarea planului integrat de dezvoltare urbană, care necesită niște modificări în sensul realizării celor două terminare intermodale. Aceasta fiind ordinea de zi, o să spun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Deci unanimitate. Pentru primul punct la ordinea de zi, dau cuvântul domnului director Moruzi pentru a prezenta materialul. Domnilor consilieri, așa cum am prezentat în ședința de comisie pe domenii de activitate, astăzi are loc o primă rectificare a bugetului, rectificare care se referă doar la lista obiectivelor de investiții pe care le elaborează Consiliul Local în anul 2019. Urmare a intervențiilor făcute de mai mulți cetățeni la nivelul conducerii autorității administrativ-teritoriale, s-a ajuns la ca motivație, la modificarea, la introducerea unor obiective noi în lista de investiții. Am considerat necesar să reformulăm o serie de obiective de investiții și să reducem acolo unde a fost cazul, la o serie de obiective, valoarea inițială prevăzută în listă. Astfel, la capitolul 67, în cultură, recreere și religie, se reformulează denumirea de la poziția B21-6702B21 în utilități și terasamente cu toaleta publică în patru cocou. Valoarea rămâne neschimbată. Inițial erau numai utilități, fără terasamente.
se suplimentează poziția B12, modernizarea cimitirului Eternitatea, cu valoare de 403.000, sumă rezultată din debitul general din cadrul studiului de vizabilitate, întocmit de proiectant, valoarea inițială fiind o estimare. Se introduce poziția C4, studiul geotehnic, cimitirului Eternitatea, cu valoare de 5.000 de lei, necesar pentru achiziția serviciului de proiectare. Proiectul urmând a precizat caracteristicile geotehnice ale terenului din partea de nord a cimitirului, unde s-au constatat infiltrația de ape subterane. Solicităm introducerea poziției C5, studiul fezabilitate modernizare stadionul municipal cu valoare de 80.000 de lei, necesar pentru achiziția serviciului de proiectare, pentru a fi depus la Ministerul Dezvoltării Regionale în vederea accesării de fonduri. Se diminuează poziția B18, amenajare bază sportivă MOVA, cu suma de 1.600.000 de lei. Și de asemenea se reduce poziția B11, modernizare strand MOVA, cu suma de 1.400.000 de lei, rămânând în continuare suma de 100.000 de lei pentru execuție. La capitolul 70, locuințe, servicii de dezvoltare publică, se reformulează denumirea la poziția B12, în lucrări de construire utilități bloc de locuințe a mereu de dezvoltare. Inițial, denumirea era fără lucrări de construire. Valoarea rămâne neschimbată. Capitolul 81, combustibil și energie. Se reduce poziția C1, plan de acțiuni privind energia durabilă conform Convenției Europene Pactului Primarilor, cu suma de 20.000 de lei. Și în același timp solicităm introducerea poziției C2, studiu de fezabilitate, instalare de panouri solare la instituțiile de învățământ din municipiul Vaslui, cu aceeași sumă, 25.000 de lei. Capitolul 84, transportul, solicităm suplimentarea poziției B6, refacere de îmbrăcăminte rutieră zona Florilor, cu suma de 1.350.000 de lei, valoare rezultate din studiul de fezabilitate inițial, a fost prevăzut doar strada Florilor, însă prin proiect se refac toate străzile Florilor, Crezantenilor, Ecaterina Teodoroiu, Veteran Turcanu, care au fost din Crezanta. Solicităm suplimentarea poziției B9, refacere îmbrăcăminte rutieră, zona Smârdan, cu suma de 1.150.000 de lei, valoare rezultată din studiul de fezabilitate. Se introduce poziția B14, sistematizare verticală și parcare strada Gheorghe Racoviță, la bloc 190, cu valoare de 95.000 de lei. Introducem poziția B15, sistematizare verticală și parcare strada Bolindineanu, sumă de 145.000 de lei. De asemenea, poziția B16, extindere parcare bloc 374, cu suma de 80.000 de lei. Solicităm introducerea poziției B17, refacere zid de sprijin zona bloc 201, cu suma de 45.000 de lei. Introducerea poziției C10, studiul de fezabilitate, sistematizare și parcare strada Gheorghe Racoviță, bloc 190, cu valoare de 8.400 de lei. A poziției C11, studiul de fezabilitate, sistematizare verticală și parcare strada Bolindineanu, cu valoare de 8.400 de lei. De asemenea, poziția C12, studiul de fezabilitate, parcare strada Ștefan cel Mare, bloc 410, la Teofini, cu valoare de 12.500 de lei. Poziția C13, studiu de fezabilitate, refacere zid pe bloc 201, cu valoare de 2.500 de lei. Și suplimentarea poziției C1, studiu de fezabilitate, refacere îmbrăcăminte rutieră, zona Florilor, cu suma de 150.000 de lei. În aceste condiții, bugetul la capitolul de venituri se suplimentează poziția 040201, cote de parcare din impozitul de venit, 1.031.400, iar la cheltuieli, la capitolul 67, cultură, recreere și religie, se diminuează titlul 12 cheltuieli de capital cu 1.977.000 de lei, conform listei prezentate, iar la capitolul 8402, transporturi, se suplimentează titlul 12 cheltuieli de capital cu suma de 3.800.000 de lei. Până aceasta ar consta rectificarea și o supunem analize și aprobări dumneavoastră în această formă. Da, mulțumesc, domnule director Măduzi. Aș dori să vă întreb, deci, rapoartele Comisiei de Specialitate, Comisia Buget Finanțe, vă rog. Raport favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Raport favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea materialului, vă rugăm să luați cuvântul.
înțeleg că nu sunt. De altfel, aceste probleme au fost discutate pe larg în Comisie de Specialitate. Atunci, supun la vot aprobarea acestei hotărâri. Cine este pentru? Asta-i dau scuzați. V-am cerut politic, da. Dar atunci o să dau citire, ce scuze, o să dau citire hotărârii. Deci, Consiliul Local al Municipiului Vaslui, având în vedere cadrul legal, în baza prevederilor articolului 192.2 din legea 273/2006 prin finanțele publice locale, articolul 36 alineatul 2 litera B și D, coroborat cu alineatul 4 litera A și temeiul articolului 45 litera 1 și 2 din legea administrației publice locale, hotărăște. Se aprobă rectificarea bugetului etapa aprilie 2011, conform anexei 1, bugetul de venituri și cheltuieli și anexa 2, lista cheltuielilor de investiții pe anul 2011. Ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se credințează primarului municipiului Vaslui. Câte un exemplar se vor trimite celor interesați. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Trecem la punctul 2. Deci, la punctul 2 este vorba despre proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând asociațiile și fundațiile selecționate în vederea aprobării de subvenții în anul 2011 din bugetul local al municipiului Vaslui, în conformitate cu legea 34/1998. Pentru prezentarea pentru prezentarea materialului, vă cuvântul domnul director Sepeniu. Vă rog. Mulțumesc. Având în vedere solicitările adresate de interesante asociații și fundații pentru subvenționarea serviciilor sociale pentru anul 2011 și ținând cont de prevederile legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență sociale, în urma evaluării efectuate în baza prevederilor hotărârii Consiliului Local din luna martie, au fost selecționate 4 asociații, întrucât o asociație nu a întâlnit numărul minim de 60 de voturi prevăzut de legislația vigoare. În urma evaluărilor efectuate de Comisia de Evaluare și Selecționare pentru acordarea de subvenții asociațiilor și fundațiilor, care desfășoară activități de asistență socială pe raza municipiului Vaslui, se propunea acordarea de la bugetul local subvenții pentru serviciile sociale prestate, cu totul urmează. Asociația de Recuperare Fitoment Vaslui, care prestează servicii pentru formarea, reabilitarea sau sporirea capacităților de adaptare socială a persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, persoane supraponderale, aflate în dificultate și familiilor acestora, în valoare de 5.750 lei. A doua asociație este Asociația Centru pentru Integrare Socială și Politică Antidiscriminatorii Vaslui, respectiv Centru de Asistență și Sprijin pentru Copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, denumită Alături de Voi, care prestează servicii de suport pentru activitățile instrumentare ale de zi cu zi, pentru un număr de 10 copii cu părinți plecați în străinătate, subvenționată cu suma de 15.750 lei. A treia asociație care primește subvenționare este Fundația Mâna și Acoperământ cu Maicii Domnului Vaslui, prin Centrul de Zi pentru Copii de Anumita Vaslui, care propune acordarea de servicii pentru sporirea capacităților de adaptare socială a copiilor de vârstă preșcolară, unui număr de 16 copii preșcolari, cu o sumă de 12.816 lei. Și ultima asociație selecționată este Asociația Iris Vaslui, care oferă servicii pentru supraveghere și îngrijire medicală, respectiv integrare socială și participare, un număr de 7 beneficiari infectate cu lipsida și suma propusă ca subvenție este de 5.670 lei. Având în vedere că unul dintre obiectivele principale ale autorităților locale este facilitarea participării organizațiilor non-guvernamentale la realizarea planului de îngrijire comunitară, prin realizare de parteneriate viabile, în vederea înființării și dezvoltării de servicii sociale pentru categoriile și grupurilor defavorizate,
Comisia de Evaluare și Selecționare propune spre aprobare Consiliului Local acordarea sumelor mai sus precizate celor 4 asociații și fundații care au îndeplinit cerințele legale. Vă mulțumesc! Da, mulțumim și noi, domnului director Sepeniu. V-aș ruga avizul Comisiei de Specialitate. Comisia Buget Finanțe, vă rog. Raport favorabil. Mulțumesc. Comisia Cultură Învățământ. Raport favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Raport favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe marginea materialului prezentat, vă rog să luați cuvântul. Înțeleg că nu sunt, de altfel precizez din nou că în comisie s-a dezbătut pe larg, s-au dezbătut pe larg aceste probleme, atunci dați-mi voie să citesc hotărârea. Deci, în conformitate cu prevederile legale, Consiliul Local al Municipiului Vaslui hotărăște. Se aprobă acordarea unei subvenții de 15.750 lei Asociației de Recuperare Fitomed Vaslui pentru un număr de 10 beneficiari, persoane fizice, persoane cu handicap și persoane supraponderale. Articolul 2. Se aprobă acordarea unei subvenții de 15.750 de lei Asociației Centru pentru Integrare Socială și Poliția Antidiscriminatorii Vaslui pentru un număr de 10 beneficiari, copii cu părinți plecați la muncă în străinătate. Articolul 3. Se aprobă acordarea unei subvenții de 12.816 lei Fundației Mâna și Acoperământul Maicii Domnului Vaslui pentru un număr de 16 beneficiari preșcolari proveniți din familii cu resurse materiale precare. Articolul 4. Se aprobă acordarea unei subvenții de 5.670 de lei Asociației Iris Vaslui pentru un număr de 7 beneficiari persoane cu HIV-SIDA. Articolul 5. Subvențiile în sumele prevăzute în prezenta hotărâre se vor acorda în perioada aprilie-decembrie 2011. Articolul 6. Se aprobă încheierea convențiilor cele 4 asociații selecționate conform modelului prevăzut în anexa 3 din HC numărul 1153 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitatea juridică care ființează și administrează unități de asistență socială modificată și completată cu HC numărul 942 din 18/8/2005. Se împuternicește primarul municipiului Vaslui, domnul inginer Vasile Pavel, pentru a semna convențiile cu cele 4 asociații selecționate. Ducerea de plină a prezentului hotărâri se credințează primarul municipiului Vaslui, direcției publice de asistență socială, direcția economică, buget, finanțe. Câte un exemplar se va mâna celor în drept. Deci, supun la vot prezenta hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc! Și o să trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, care o să le cumulăm, fiindcă au aceeași esență, sunt de aceeași natură, și o să cumulăm punctul 3, 4 și 5 și 6. Da, La punctul 3 sunt mai multe proiecte de hotărâre pentru prezentarea materialului. Să dăm cuvântul domnului inginer Tăpăcaru. Vă rog. La acest punct este vorba de solicitarea 3 persoane, fizice și juridice, care solicită concesionarea 3 parcele de teren din este vorba de o suprafață de 7 metri în strada George Ienescu pentru construirea unui balcon, o suprafață de 4 metri obiezi în strada Benescu Canu, tot pentru construirea unui balcon, și în strada Ștefan cel Mare, la blocul 404, este vorba de o suprafață de 10 metri pătrați pentru construirea unei rampe de acces la o cabină de bancomat, unde cecul are o sucursală și vor să monteze în tereastră o cabină de un bacon cu un bancomat. Și nu pot să ajungă la tereastra respectivă de la nivelul terenului. De aceea este nevoie de o cale de acces, deci o rampă pe care să urce populația să acceseze
aceste suprafețe, luna trecută a fost emisă o hotărâre de trecere din domeniul public în domeniul privat, urmând să facem evaluarea acestor suprafețe. Acum, după ce am rezolvat această problemă, supunem spre analiză și aprobarea concesionării terenului respectiv. Vă mulțumesc. Deci eu vă mulțumesc. Deci cer raportul Comisiei de Specialitate și v-aș ruga Comisia Buget Finanțe. Raport favorabil. Comisia Urbanism. Raport favorabil. Mulțumesc. Și Comisia Juridică. Raport favorabil. Mulțumesc mult. Dăm citire pe rând hotărârilor care se cuprind aceste puncte și o să încep cu prima. Deci, având în vedere prevederile legale, Consiliul Local al Municipului Vaslui hotărăște. Sunt discuții, mă scuzați, dacă sunt discuții mai la subiectelor enunțate. Nu sunt discuții, înțeleg. Atunci o să trecem direct la citirea hotărârilor. Deci, în conformitate cu prevederile legale, Consiliul Local al Municipiului Vaslui hotărăște. Se aprobă concesionarea directă către domnul Asavei Neculai a terenului suprafață de 7 metri pătrați, aparținând domeniului privat al Municipiului Vaslui, situat în strada George Enescu, lângă blocul 251, scara B, apartament 1 parter, identificat conform anexelor numărul 1 și 2 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Perioada de concesionare este 25 de ani, valoarea redevenței calculată conform articolului 17 din legea 50/1991 actualizată, fiind de 137,40 lei pe an, fără TVA, având în vedere raport de evaluare, anexa 3, la prezent la hotărâre. Contravaloarea raportului de evaluare și a documentației cadastrale va fi suportată de către domnul Asavei Neculai. Se împuternicește executivul persoana primarului municipiului Vaslui de a semna contractul de concesiune. Articolul 4. Ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri secrețează Direcției de Amenajare a Teritoriului și Dezvoltare Urbană, Oficiului Juridic și Serviciului Financiar din cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului. Supunem la vot aprobarea acestei hotărâri. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate am înțeles. Deci prezenta hotărâre devine hotărâre. Prezentul proiect de hotărâre devine hotărâre. O să dau citire următoarele hotărâri, deci în conformitate cu prevederi legale, Consiliul Local al Municipiului Vaslui hotărăște. Articolul 1. Se aprobă concesionarea directă către doamna Mihalache Iulia a terenului în suprafață de 4,80 metri pătrați, aparținând domeniului privat al Municipiului Vaslui, situat în strada Pereș Curcarul, lângă bloc 286, scara B, apartament 1, identificat conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre. Perioada de concesionare este 25 de ani, valoarea redevenței calculată conform articolului 17 din legea numărul 50/1991, actualizată, fiind de 102 lei pe an, fără TVA, având în vedere raportul de evaluare, anexa numărul 3 la prezenta hotărâre. Contravaloarea raportului de evaluare și a documentației cadastrale va fi suportată de către doamna Mihalache Iulia. Se împuternicește executivul, persoana primarului municipiului Vaslui, de a semna contractul de concesiune. Deci, supun la vot prezentul proiect de hotărâre. Vă rog, cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate. Deci, și o să trecem să citim următoarea, să citesc următoarea hotărâre, care are cam același conținut. Deci, pentru conformitate cu prevederi legale, se aprobă concesionarea directă către CEC Bank, sucursala Vaslui, a terenului suprafață de 10 metri pătrați, aparținând domeniului privat al municipiului Vaslui, situat în strada Șefa cel Mare, lângă blocul 104, scara D, apartament 10 parter, identificat conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre. Articolul 2. Perioada de concesionare este 25 de ani, valoarea redevenței calculată conform articolului 17 din legea 50/1991 actualizată, fiind de 139,20 lei an fără TVA. Având în vedere raportul de evaluare, anexa 3 la prezenta hotărâre. Contravaloarea raportului de evaluare și a documentației cadastrale va fi suportată de către CEC Bank,
sucursala Vaslui. Articolul 3. Se puternicește executivul în persoana primarului municipiului Vaslui de a semna contractul de concesiune. Articolul 4. Ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se creează direcției de amenajare teritoriului, dezvoltare urbană, oficiului juridic și a serviciului financiar din cadrul aparatului propriu de specialitate a primarului. Cât un exemplar se va comunica celor în drept. Da. Dacă nu sunt discuții și am înțeles că nu sunt, supun la vot, prezent proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc în unanimitate, deci prezentul proiect de hotărâre devine hotărâre. Trecem la punctul 4. Deci proiect de hotărâre privind aprobarea atestării în domeniul privat a unor terenuri în vederea concesionării sau vânzării. Pentru prezentarea materialului, dau cuvântul domnului Gira Tăbăcavă. Vă rog. Acest punct de ordine de zi se pun analizării și aprobării Consiliului Local, atestarea în domeniul privat al primăriei a 200 afete de teren, care una reprezintă 25 de metri pătrați, cota indivisă a unui spațiu comercial de pe strada Traian, suprafață solicitată de către CCC Invas în concesionare, în vederea incalculării spațiului respectiv, fiind necesar la cartea funciară. Iar a doua suprafață este de 82 de metri pătrați, aflată în strada Progresului, tot la fel pentru o atestare în domeniul privat și vendere în inventarul domeniului public. În privat, al primării în municipiul privat. Mulțumim și noi, domnul Izrael Tăbăcaru. V-aș ruga Comisiile Speciale de Comisia Buget Finanțe. Raport favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Comisia Urbanism, scuzați. Raport favorabil. Și Comisia Juridică, vă rog. Raport favorabil. Mulțumesc frumos. Discuții pe marginea materialului prezentat, dacă sunt, vă rog. Da, înțeleg că nu sunt, atunci îmi permiteți-mi să dau citire proiectului de hotărâre. Deci, având în vedere prevederile legale, Consiliul Local al Municipiului Vaslui hotărăște. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Vaslui, a terenului situat în Vaslui, strada Traian, bloc 281 parter, suprafață de 25 de metri pătrați, în vederea concesionării. Se abovă completarea bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Vaslui cu terenul identificat conform aliniatului 1. Articolul 2. Se aprobă concesionarea directă către SCT Vas Impec SRL Vaslui a terenului suprafață 25 de metri pătrați, reprezentând cotă indiviză aparținând domeniului privat al municipiului Vaslui, situat în strada Traian, bloc 281, scara A, parter, în vederea deschiderii cărții funciare, identificat conform anexelor 1 și 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Perioada de concesionare este 25 de ani, valoarea redevenției calculată conform articolului 17 din legea numărul 50/1991 actualizată, fiind de 246 lei pe an, fără TVA, având în vedere raportul de evaluare anexa 3 la prezenta hotărâre. Contravaloarea raportului de evaluare și a documentației catastrale va fi suportată de către SCT Vas Impec SRL Vaslui. Articolul 4. Se puternicește executivul în persoana primarului Municipiului Vaslui de a semna contractul de concesiune. Ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se creditează direcției de amenajare a teritoriului de zonă urbană, oficiului juridic din cadrul aparatului propriu a primarului. Câte un exemplar se vor comunica celor în drept. Supun la vot prezentul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Înțeleg că în unanimitate. Vă mulțumesc. Și mai este o hotărâre pe care o să dau citire acum în cadrul aceluiași grup de probleme, aceleași grup de probleme. Deci, având în vedere prevederile legale, Consiliul Local al Municipiului Vaslui hotărăște. Se atestă apartenența la domeniul privat al Municipiului Vaslui, a terenului situat în strada Progresului numărul 29, în suprafață de 82 de metri pătrați, în vederea concesionării sau vânzării.
Se aprobă completarea inventarului fundului ce alcătuiesc domeniul privat al municipiului Vaslui cu terenul identificat conform alineatului 1. Articolul 2. Ducerea de plină a prezentei hotărâri se creștează Direcției de Amenajare Teritoriului și Dezvoltare Urbană, oficiului juridic din cadrul aparatului propriu de specialitatea primarului. Câte un exemplar se va comunica celor în drept. Cine este pentru? Mulțumesc. În unanimitate, deci prezentul proiect de hotărâre devine hotărâre. Punctul 5, al ori de zi s-a amânat, fiindcă e o altă... Nu cred că mai intrăm, să mai intrăm în detalii de ce și cum. Nu, mergem mai departe. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafețe de teren de 591 metri pătrați, aparținând domeniului privat al municipiului Vaslui, situat în strada Alexandru Vlahoță. Pentru pregătarea materialului dau două... Da, dau cuvântul domnului inginer Tăbăcaru, vă rog. La acest punct este vorba de analizare și aprobarea vânzării unui stație de licență 9,1 metri pătrat, aproape pe strada Alexandru Vlahoță, teren care, printr-o hotărâre a Consiliului Local din luna trecută, a fost atestat în domeniul privat și trecut în inventarul domeniului privat. După această hotărâre a fost supus evaluării. În urma evaluării, supunem analizării și aprobării unei hotărâri de vânzare către o societate CRSC Pro Electro, prim, care are teren limitof și are în construcție un imobil cu destinația de birouri pentru societatea respectivă. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnul inginer Tăbăcaru. V-aș ruga avizul Comisiei de Specialitate, Comisia Buget Finanțe. Raport favorabil. Mulțumesc. Comisia Urbanism. Raport favorabil. Mulțumesc. Comisia Juridică. Raport favorabil. Mulțumesc. Dacă sunt probleme în marginea materialului prezentat, domnul inginer Tăbăcaru, vă rugăm să vă scrieți la cuvânt. Înțeleg că nu sunt, atunci o să trec la citirea hotărârii. Deci, în prevedere, în conformitate cu prevederile legale, Consiliul Local al Municipiului Vaslui hotărăște. Se aprobă vânzarea suprafeței de 591 metri pătrați de teren aparținând domeniului privat al Municipiului Vaslui, situat în strada Alexandru Vlahoță, înscris în cartea funciară numărul 73.992 și pe care se află construcția suprafață de 143,70 metri pătrați, proprietatea SC Microm TRM SRL Vaslui, conform anexei numărul 1 și 2 la prezenta hotărâre. Articolul 2. În termen de 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâri, compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului municipiului Vaslui va notifica pe domnul turbatul Gheorghe din Vaslui, strada Libezilor numărul 3, administratoarea SC Pro Electro M, Pro Electro Trim SRL Vaslui în vederea exprimării opțiunii de cumpărare. 2. Opțiunea de cumpărare va fi comunicată Consiliul Local al Municipiului Vaslui de către domnul turbatul Gheorghe din Vaslui, strada Libezilor numărul 3, administratoarea SC Pro Electro M Trim SRL Vaslui în termen de 15 zile la primirea notificării. Articolul 3. Prețul de vânzare, mă scuzați, a terenului este de 58.000 de lei fără TVA, conform raportului de evaluare întocmit și însușit de consilierii locali, conform anexei numărul 3, la prezenta hotărâre. Prețul terenului stabilit la variantul 1 se achite integral la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Articolul 4. Se puterce primarul municipiului Vaslui, inginer Vasile Pavăr, de a semna contract de vânzare-cumpărare la notarul public. Perfectarea actelor și înscrierea terenului în cartea funciară este în sarcina cumpărătorului. Articolul 5. Primarul municipiului Vaslui, prin Direcția de Amenajare a Teritoriului și Dezvoltare Urbană, Biroul Buget Finanțe și Compartimentul Juridic, din cadrul primăriei municipiului Vaslui, vă duce la îndeplinire prevedere prezentei hotărâri. Deci, câte un exemplar, vă scuzați, câte un exemplar va fi comunicat celor în drept. Supunem la vot prezenta hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc frumos. Deci, în conformitate cu votul dumneavoastră, prezentul proiect de hotărâre devine hotărâre. Și trecem la punctul suplimentar, numărul
7, pentru care o să dau cuvântul domnului inginer Tăbăcaru. A, domnul, mă scuzați, domnul Lăgătuș. În urmă de expunere de motive a primarului municipiului Vaslui, formulată în temeiul prevederilor legale în vigoare, privind procedurile de scoatere din funcțiune, casare și valorificare activelor corporale, care alcătuiesc domeniul public al statului și a unităților administrative teritoriale, având în vedere necesitatea disponibilizării terenului, necesare implementării planului integrat de dezvoltare urbană în municipiului Vaslui, realizare, modernizare și extindere infrastructură de transport public cu crearea unui terminal intermodal, precum și realizarea extinderii lumea publică în municipiul Vaslui, au fost încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu deținători activilor a două imobili construcții și a unei platforme betonate în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 143 din 2009. Vă rugăm frumos, liniște! Procedurile de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune se încredințează comisiei, ce va fi constituită prin dispoziția primarului municipiului Vaslui, care va acționa conform dispozițiilor prevăzute de HG 1841 de 1995, privind procedurile de transmitere fără plată de valorificare a bunurilor aparținând de instituțiilor publice, precum și a ordonanței Guvernului 112/2000 pentru implementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale. Vă mulțumesc! V-aș ruga avizul Comisiei de Specialitate, Comisia Buget Finanțe. Raport favorabil. Comisia Urbanism. Raport favorabil. Comisia Juridică, vă rog. Raport favorabil. Vă mulțumesc dacă sunt discuții pe marginea materialului prezentat domnul secretar. Da. Înțeleg că nu sunt, atunci dați-mi voie să citesc proiectul de hotărâre. Deci, în conformitate cu prevederile legale, Consiliul Local al Municipiului Vaslui hotărăște. Se aprobă scoaterea din funcțiune în vederea valorificării și după caz a casării unor mijloace fixe a două imobile construcții C1, C2 și a unei platforme betonate situate în strada de Cerban din Municipiul Vaslui, identificate în anexa la prezenta hotărâre. Procedurile de valorificare a mijloacelor fixe scoase din funcțiune se încredințează comisiei desemnate prin dispoziția primarului municipiului Vaslui. Articolul 3. Ducerea îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează direcției economice, direcției gospodării urbană, oficiului juridic. Articolul 4. Hotărârea intră în vigoare conform articolului 49 aliniatul 1 legea numărul 215/2001 actualizată. Câte un exemplar se va transmite celor în drept. Supun la vot, sau dacă mă iertați, dacă sunt discuții, vă rog să vă înscrieți la cuvânt. Înțeleg că nu sunt, atunci supun la vot prezentul proiect de hotărâre. Cine este pentru? Vă mulțumesc, în unanimitate, proiectul de hotărâre devine hotărâre. Acum, domnilor colegi, domnilor consilieri, dacă la punctul divers, dacă aveți probleme și dacă mai este cazul să înscrie pe ordine de zi acest punct. Vă rog. Domnul Ciobanu, vă rog, aveți cuvântul. Vreau să fiu de domnul primar aici, dacă nu e de dumnealui. Nu depinde de noi. Atunci o lăsați pe altă dată sau? Domnul vice, domnul consilier. Domnul viceprimar aici. Domnul viceprimar. Da, domnul viceprimar, da. Da, despre ce e vorba. Acum, aproximativ două săptămâni, am avut o discuție cu niște cetățeni de la Gura Busei. Ei au ridicat o serie de probleme și vreau să ridic aceste probleme ca, eu știu, executivul să le aibă în vedere. S-ar putea ca unele din ele să fie rezolvate. Eu le preiau exact cum mi-au fost prezentate. O primă problemă erau nemulțumiți cetățenii că la ei, acolo la Gura Busei, în zona în care locuiesc, nu s-a făcut curățenie pentru rigolii, cele care sunt acolo. Acum, în legătură cu problema asta, eu ne-am spus, domnule, dar în fața casei, e bine să pui mâna pe o mătură, pe o lopată și să-mi faci singur curățenie. I-am spus, domnule, dar în oraș, de ce fac curățenie și la noi nu se face curățenie. E vorba de rigolii respectiv. O a doua problemă. Este o ciușmea acolo și spuneau dumnealor că a început sezonul ăsta de primăvară, de acum vară, și vin foarte mulți cetățeni
din Vaslui, de aici și poate chiar din localitate de acolo, care spală mașina acolo. Ce vroiau, ce doreau ei? Spunea că măcar eu știu, dacă nu în fiecare zi, măcar de 2-3 ori pe săptămână, să fie un reprezentant al poliției locale și să pună legea în aplicare. Adică să mai aplice și câte o amendă pentru astfel de cetățeni care își spală mașina iurea acolo, fără pentru că ei folosesc șușmeaua pentru adăparea animalilor. Și spunea că nu-i normal să ducă la spălătorii sau în altă parte, știu eu. A treia problemă, în legătură cu islazul comunal, spuneau că normal ar fi ca primăria Vaslui să acorde o anumită cantitate de îngrășăminte pentru întreținerea acestui islaz local. Spuneau că de vreo câțiva ani această cantitate de îngrășăminte ori nu a fost dată, ori nu a ajuns unde trebuie. Și vreau lămuriri în sensul ăsta. O altă problemă, în legătură cu iluminatul public, spuneau că în zona în care locuiesc, este vorba de curba aia care de la școală, de acolo, nu știu cum se numește strada respectivă, nu prea au becuri pe stradă. Și spuneau că în Vaslui este un exces de lumină în oraș și la tân și când vine noaptea nu prea se descurcă, adică nu au suficiente becuri. Și în sfârșit, o ultimă problemă, în legătură cu transportul în gura busii, spuneau că, în special în weekend, deci începând de vineri după masă, sâmbătă, duminică, începând de la ora 17, mijloacele de transport în comun nu prea mai funcționează cum trebuie. Și nu ajung la punctul terminus acolo, la destinație. Și spuneau, bine, acum mai cald, nu poate să mai stea, să mai admire natura, să mai nu știu ce, dar când erau cu câteva grade sub zero, nu prea s-ar dea să stai în stație și să aștepți autobusul. Acestea au fost câteva probleme. Eu, repet, le-am ridicat exact așa cum au fost prezentate. S-ar putea, eu știu, ca unii din ele să nu fie neapărat așa prezentate în realitatea lor. Astea au fost motivele pentru care am dorit să iau. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule consilier Ciobanu. Dacă din parte, dacă se mai înscrie cineva la cuvânt, vă rog. Am câteva probleme de adus la conștiința domnului consilier local, referitor la cartier legiu. Nu știu, întrucât conflictul joacă pe stradă. Sunt probleme cu să accidenteze copiii. Se vrea să fie un teren de joacă pentru copii. Și pentru ăștia mari, o să vă de vorba. Fiindcă copiii aia de acolo, n-au unde să juca efectiv. Mai sunt copiii aia de la casele sociale, tot la fel. Acolo terenul ăla e chiar umplut de iarbă, de gunoaie, de... Trebuie amenajat și la aia un teren așa, acolo. Sunt copii. Vin, fac muncă patriotică respectivă din zona respectivă. Dar numai că trebuie stabilit terenul, unde se poate juca. În alte ordine de idei, șantona de curgere a proprietății din Zemlei, a intrat casa unui și m-a sesizat, m-a dus la cunoștință. Și a dus că mă curăță pe cea apa. Trebuie să vorbim cu responsabili care sunt de la drumul și poduri, pentru a da voi să se vede sub șosea ca să poată cu tuburi, cu zile, alții sapuri de la ajunge din Franța în Anglia și noi putem să pămăm un drum de 10 metri, plățime, tare. Cu tubul și plecat un tub, un altul ca să poată să nu mai fi zona inundabilă acolo. Nu știu, la școala generală numărul 4 e un teren de joacă. M-a insistat administratorul care e Filip, nu știu, cam așa este. De la asociația numărul 36. Nu, trebuie amenajat un pic că terenul ăla de joacă e contarele cu gunoi. La contarele cu gunoi trebuie găsit o posibilitate să-l așeze lângă punctul ăla, să eventual un alt loc. Și amenajat terenul ca pentru joacă, pentru copii, să nu se accidenteze, să nu se ducă de alte probleme. Mai e o casă pe Călugăre, lângă Gazie. Nu știu, mai are un pic și să duce din toată acoperișul ăla. Domnii de la Coscom, dumneavoastră sunt care răspund de casele de proprietari.
oamenii respectivi stau în chirie acolo. Nu știu, trebuia să le facă acoperiș cu ăla. Că ei nu au posibilități. Nu au posibilități ca să plătească un acoperiș din ăla. Nu e chiar așa de simplu. Dacă o să mergeți, să vă deplasați, să vedeți care e treaba acolo, și e cam complicat. Și mai e o problemă și ultima. La Societatea de Locatari am încercat să se discute, am participat la ședințe. Nu vreau ca să insinuez alte chestii, alte probleme, că am treabă cu administratorii din zona respectivă. Conform legii și astea, nu vreau să vă amintesc că iar ies alte discuții. Am vrea ca din partea fiecărei organizații de partid, cum ar veni, să participe, adică un consilier local, să facem o comisie la nivel de consiliu local, care se răspunde de asociațiile astea de locatari. Nu putem să-i lăsăm așa în sfârșit, fiind conștiință, altfel de probleme. Sunt probleme, începând de la subsolul. O să vedeți că vin acum cu curățenii, de ratizări, cu instalații care sunt stricate, spații verzi, iluminat, parcări. Sunt atâtea probleme. Dumneavoastră îi depășesc pe dumneavoastră problemele respective, dar, în schimb, vor sprijinul, vor ajutor. Și până o să avem și noi reprezentare din partea Consiliului Local, comisia respectivă să facă datoria un reprezentant din partea primăriei în care să reprezinte direcții, au adică ca un fel de direcție. Cam atât. Mulțumesc domnului consilier Gavrescu. Domnul consilier, pentru că eu nu un pic aș vrea să expun și vă dau cuvântul imediat. Deci această idee a domnului consilier Gavrescu cu aceste comisii poți să aibă un cadru legal printr-o hotărâre a Consiliului Local. Și eu aș supune atenției dumneavoastră că în următoare ședință a Consiliului Local chiar această problemă să fie pusă pe ordine zi, fiindcă mi se pare foarte importantă că avem probleme deosebite cu asociația locatari. Și acum dau cuvântul domnului consilier Petrișor. Mulțumesc. Dacă tot să ridicați probleme, ridicați de locuitorii municipiului și eu la fel vreau să spun cu asemenea problemă. Dar înainte de asta, eu credeam că domnul Gavrilescu vine punctual cu Rediu, din punctul meu de vedere, apreciez ce s-a făcut în zona Rediu. Mai sunt doar câteva zone, câteva căsuțe dărâmate, fără gat și fără așa, acolo punctual, cred că ar trebui făcut intervenția. Dacă posibilitatea oamenilor nu există și probabil nu există, pentru că am văzut că sunt oameni cu probleme mari, să găsăm, să mascăm acele minuni, niște panouri, tot ce este, este intrarea dinspre Bacău și parcă ceva s-a mai aranjat un pic. Mai am călcat. De asemenea, eu cred că nu să aibă în atenție conducerea Consiliul Primăriei, în momentul când se va face o modernizare, se extinde cu zona de asfalt până în acele ligoni. S-a rămas o porțiune de teren. În rest, poate treburile ar fi predicte. Cu problema e la altul copii, e foarte interesant, era dacă îmi dădeați o statistică de vârstă. Câți copii să bine. Eu vreau să revin la o problemă care am mai ridicat-o, și anume cu privire la închirierea unor parcări din cadrul municipiului nostru. Sunt solicitate și mai mult, eu cel puțin ultima când întâlnesc oamenii, solicită ca să fac aceste contracte de închiriere, pentru că este la parcările sunt modernizate, sunt făcute, e la blocul respectiv și ar trebui să aibă o alicare de siguranță. Ultima problemă ridicată sunt locatarii din zona parcării de la RCS-ul ăsta, RDS-ul, societatea asta cu cabli. Eu nu prea ies noaptea și nu prea știu ce se întâmplă acolo. Am înțeles că ei au un parc de mașini destul de mare și, în general, parcarea toată este ocupată cu mașini lor, iar locatarii respectivi, dacă vin ceva mai târziu, nu-și mai găsesc unde să parchez mașini. De asta ar fi în avantajul lor, se prezintă la licitații, se închiriază parcarea și știe că de la ora 7 seara până la 7 dimineața, mașinuța nu este acolo parcată. Asta este una. Doi, revin. Ar fi și un venit adus la
Consiliul Local la primărie. Mulțumesc! Mulțumesc și eu domnului consilier Petrișor. Dacă mai există și altcineva care dorește să ia cuvântul. Dacă nu, câteva cuvinte v-aș ruga, vreau să vă spun și eu, în legătură cu situația de la Regiu. Da, într-adevăr, este o situație foarte delicată acolo, sau poate termenul este puțin exagerat. Eu circul zilnic de câteva ori pe acolo, de degeaba primăria a băgat bani, a făcut canalizare, degeaba a făcut trotuare, tot Regiu merge pe mijlocul străzii. Atrag atenția că inclusiv copilași nesupravegheați, animale, mașini parcate pe podețele făcute cu banii contribuabililor, da? Sunt parcate mașini și tot fluxul, toată circulația de pe strada aceea de Regiu este perturbată. În altă ordine de idei, locatarii de acolo sunt agresivi. Deci, în afară că stau pe mijlocul străzii, în afară că joacă fotbal pe stradă, umblă copiii nu sunt nesupravegheați, sunt agresivi. Și acum eu aici fac apel, un apel foarte serios la domnul Turbatu să mai pună niște polițiști locali pe acolo, fiindcă eu nu am văzut poliție locală jur prin Regiu și trec foarte des și aproape zi de zi. Deci nu știu ce măsură. Nu poți să faci troflare primăvară, nu poți să disciplinezi, dar măcar cât de cât să se ia niște măsuri pentru a pune în regulă situația din Regiu. O altă problemă pe care vreau să o ridic executivului, sunt aceste case de la sensul giratoriu pe care domnul primar Pavel, care din păcate nu este, a promis că le dezafectează și că dă acestui coz în orașul nostru un aspect civilizat. Aș ruga executivul să aibă în vedere lucrul acesta și să ia măsurile cât se poate de rapid. O altă problemă care vreau să ridic este transportul local. Doamna director, sunt oameni șoferi ai dumneavoastră care iau deci își rup picioarele călătorii. Efectiv, acum 3 zile era să-mi accidenteze unul din personalul care vine la muncă în zona industrială. Nu sunt atenți la uși. Nu pornesc de pe locul scârții de roți. Nu știu, nu înțeleg. Sunt unii care chiar nu vor să facă treabă. Dumneavoastră trebuie să aveți capacitatea asta să-i selectați, fiindcă își oferi pe că sunt pe toate drumurile. Acum aș vrea să... Eu asta am avut de spus. Aș vrea să întreb pe reprezentanții executivului dacă pot să dea ceva... ești explicații în legătură cu proiecte ridicate astăzi. Stimați colegi, am să răspund eu la câteva dintre ele, mai ales pe care le și monitorizăm. Vis-a-vis de primele probleme ridicate de domnul consilier Ciobanu, vis-a-vis de probleme ridicate în cartierul Curagostei, în suburbia Curagostei, rigolele sunt curățate, am să fiu punctual ca să nu pierdem vremea. Rigolele sunt curățate. La Ciușmea știm, cunoaștem că se practică fenomenul și nu numai acolo, deci nu este un fenomen singular. În general nu există izvor sau apă, se trezește și concetățenii noștri ca să curețe și spele mașina, să-și o repare sau alte preocupări. Vis-a-vis de sazul comunal, există o preocupare în acest sens ca să fie pimenită, să fie date îngrășăminte, tocmai pentru îmbunătățirea calității pășunilor. Iluminatul public. Aici aveți dreptate. Iluminatul public, din când în când, mai de regulă. Nu, are dreptate cu... Are dreptate la iluminatul public. Sunt sincope, câteva becuri să mai are, dar astea sunt remedii care se fac în timp. Este posibil ca nemulțumirile să fie de moment. Și la momentul respectiv, dumneavoastră să vă fi pregăsit acolo. Vis-a-vis de transportul în comun. Și noi verificăm acest lucru. Aici răspund și domnului consilier Bosie. Din câte am monitorizat noi, transportul se face așa cum trebuie. Mai sunt sincope pe aici pe acolo, dar astea vin din istorie, ca să zic așa.
Mă refer la perioada de iarnă, când, de exemplu, pe Gura Bustei era mai greu de ridicat și atunci exista o posibilitate ca să întoarcă exact la baza lizierei și să nu mai urce până către Bahnar. Au fost câteva situații de genul ăsta, dar acum îmi place să cred că nu mai există așa ceva, pentru că în capăt, la Rondo, acolo la cabană, la cabana din Bahnar, tot timpul există informații că autobuzul ajunge. Sper să nu există simbole de acum încolo, mai ales că vremea este bună. Vis-a-vis de Redu, eu aș ridica problemele existente în ceea ce privește educația cetățenilor de acolo, de la copii până la adulți. Într-adevăr, s-au făcut eforturi, cum ați observat și dumneavoastră, s-au făcut trotuare, tocmai pentru a se circula civilizat, asta a fost și ideea. S-au făcut acele șanțuri rigole, tocmai pentru a coleca apa, să nu mai existe probleme. Lucrarea este în curs urmând montarea capetelor de pod, marcarea marginilor și eventual asfaltarea străzii prin colaborarea cu Direcția Națională de Drumuri și Poduri. Vis-a-vis de zona Traian, școala 4, este un parc de joacă, vă referiți la acel parc de joacă dintre locuri, nu? Da, o să fie și el amenajat. Acolo sunt, să spunem așa, oameni care reclamă faptul că acel loc de joacă nu are ce căuta pentru că deranjează, pentru că se adună fel și fel de tineri care deranjează după anumite ore, dar sunt și persoane care agrează acest lucru. De regulă, persoanele mai tinere. Părerile sunt împărțite. Punctul gospodăresc trebuie să fie unul accesibil, astfel încât ca toată lumea să și depună deșeurile în condiții optime. Ideea este că tot de educație ține, dacă ar fi gunoiul depozitat așa cum se cuvine, cred că n-ar fi o problemă de tipul acesta. Vis-a-vis de asociații de locatari, comisiile formate de reprezentanți ai partidelor care se regăsesc în Consiliul Local, bănuiesc că sunt deprisos deocamdată până nu se schimbă această lege, dând posibilitatea ca să existe o intervenție a executivului și a Consiliului Local. Ei, părerea mea, este un fel de stat în stat, ei au o lege proprie, au comisia de cenzori, au adunarea generală și tot timpul prin gestiunea, să spun, incorrectă a problemelor de până acum și-au pierdut credibilitate. Părerea mea, executivul, să spunem așa, sprijină tehnic vorbind activitatea societății locatari, în schimb oamenii și-au cam pierdut credibilitatea în aceste asociații. Dacă se schimbă legea permițând o colaborare și o, să spunem așa, un control administrativ al acestor asociații, posibil să existe o soluție. Dar asta în timp. Vis-a-vis de parcări. Este în atenția noastră. Parcările se dorește a fi modernizate într-o proporție din ce în ce mai mare, astfel încât propunerea dumneavoastră, care este una pertinentă și una foarte bună și cam asta este orientarea finală, vor fi valorificate ca atare. Parcările vor fi împărțite în parcări rezidențiale, cele centrale, și parcările rezidențiale, cele care vor avea un regulament propriu în ceea ce privește cetățenii și zonele alocate acestora, dar și parcările publice, care vor fi, să spunem așa, accesibile tuturor. Există un sistem pe care dorim să-l punem în aplicare, dar deocamdată să mai modernizăm aceste parcări. Dar este în atenția noastră. Aveți dreptate în ceea ce privește nu doar RCS-ul, RVS-ul. Există mai multe societăți care folosesc mașinile din parcul auto propriu, adică sunt parcate pe domeniul public, astfel încât rezultă tot felul de blocaje în ceea ce privește parcările rezidențiale. Una dintre aceste probleme reprezintă RCS-RVS pe zona Traian, care, așa cum a spus dumneavoastră, a ridicat în repetate rânduri probleme. Îmi place să cred că aceste probleme sunt în corecție. Ele sunt, de altfel, prevăzute și sancționate de hotărârea de Consiliul Local și va trebui în final ca disciplina să fie însușită și corecțiunea să fie însușite de către întregii toți cetățenii din municipiul Vaslui.
încercat să fiu punctual, fără a întinde foarte mult. Deci mă mulțumesc și eu, domnului viceprimar Aragață, pentru explicațiile care au fost date. Asigur în continuare pe colegii noștri consilieri locali că problemele ridicate vor rămâne în atenția executivului și cu aceasta vă mulțumesc pentru participare și de ca ședința închisă. Vă mulțumesc!